Larisa deja de multă vreme bănuia că ceva nu e în regulă în familia ei. Soțul ei, Victor, care era înainte atât de grijuliu și atent, a devenit dintr-o dată rece ca un iceberg. Nu erau chiar tineri, abia împliniseră ambii câte 40 de ani, dar și bătrâni nu puteau fi numiți. Înainte, după cină, ei priveau televizorul mult timp, îmbrățișându-se pe canapea. Se țineau de mână, se sărutau, discutând niște probleme familiale, făceau planuri, iar acum Victor, după cină, punea farfuria în bucătărie și mergea la culcare. În cel mai bun caz putea să mormăie noapte bună, uneori pur și simplu tăcea. Larisa spăla vesela și mergea și ea la culcare. De regulă, Victor în acel timp deja sfărăia. Toate prietenele o sfătuiau să vorbească cu el, să nu mai tragă de timp, ca să nu acumuleze probleme. Dar despre ce să vorbească? Larisa vedea că problema e doar una. Victor obosește la muncă. Asta e vârsta. Ce vârstă? Ești proastă? Și ce muncă? Și-a găsit alta. I-a zis Larisei sora mai mică. Ce tot vorbești? El de jumătate de an nu s-a culcat cu mine. Care alta? I-a zis femeia. Una adevărată, iată care alta. De aia nici nu se aia cu tine, că toate puterile se duc în altă parte. Ok, Larisa, nu am vrut să-ți spun, dar trebuie să știi că i-am văzut cu proprii mei ochi, i-a spus sora. Ce ai văzut tu? Poate ai încurcat ceva, poate ți s-a părut. Nu voia să creadă Larisa. Cum puteam să încurc? Iată așa de aproape i-am văzut cum te văd acum pe tine. Victoraș n-a observat că se uita la ea ca un țicnit. Continua să insiste sora. Hai, vorbește normal, fără Victoraș, țicnit, fără intonația asta dezgustătoare. Spune serios. Nu te enerva pe mine, ca și în copilărie când te certau părinții și tu apoi mă certai pe mine. Așadar, ascultă, am intrat într-o cafenea și i-am văzut. Nu era un prânz de afaceri, la sigur. Se țineau de mână, se uitau unul la altul în ochi. Și în fiecare 5 minute, ca niște adolescenți, se sărutau. Asta nu e dezgustător? S-a enervat sora pe Larisa. Ele încă au vorbit mult timp pe tema asta. Larisa era în ospeție la sora sa. Ea până la urmă refuza să creadă în ceea ce i s-a povestit. Cu siguranță sora l-a încurcat cu altcineva și există o explicație bună. Larisa știa una cu siguranță. A venit timpul să vorbească cu Victor și să pună punctele pe i. Erau căsătoriți aproape de 20 de ani și straniu, dar nu aveau copii. Ea a mers să se verifice în secret odată. Medicii au spus că la ea totul e bine, la 150% și că soțul ar trebui să se verifice. Ea s-a scăpat odată cu vorba și i-a zis. El a privit-o de parcă e retardată. Înțelegi măcar ce trebuie să fac eu acolo în cabinet singur? Cu un pahar de plastic lângă mine și jurnale erotice pentru ca să dau analizele astea. Sunt bărbat, nu adolescent, să mă ocup cu asta. De atunci Larisa nu l-a mai deranjat. Victor era sănătos și nu consuma niciun fel de substanțe interzise. Chiar și când a fost adolescent, nu a fumat. Nimic nu-l durea și dacă mai luau în considerație faptul că avea doi frați și o familie mare, nu existau motive de îngrijorare. Însă uite așa, totuși nu aveau copii. Așa s-au aranjat stelele, i-a spus cineva Larisei. Vizita la sora unde afla toate chestiile alea dezgustătoare nu era planificată. Ea era în acea zonă și a intrat la o cafea. Iată a și băut, una tare, ca ciocanul. Victor ar trebui să fie deja acasă, s-a gândit Larisa când se apropia de apartament. De după colț, aceasta a văzut un taxi. Din el a coborât soțul ei. Iar pe fereastră și-a scos capul o blondă. Soțul s-a întors și a sărutat-o. Larisa a vomitat. Desigur că nu s-a mai putut întoarce acasă. S-a întors la sora ei. Au plâns toată noaptea, blestemând soarta feminină. Sora ei plângea de companie cu Larisa, deși ea însăși nu era căsătorită. Dimineața Larisa a plecat la muncă. Toată ziua a stat ca pe ace, dar soțul n-a căutat-o, n-a sunat-o, nu i-a scris.
Probabil că nici n-a observat că soția lui nu e acasă și chiar dacă a observat, probabil că îi era tot una. Larisa lucra asistentă la morga locală. Orașul era mic și era fericită că încă în tinerețe, deodată după facultatea de medicină, s-a angajat acolo. S-a gândit că va fi temporar, dar a rămas să lucreze acolo. Seara trebuia să meargă acasă, doar nu o să doarmă iar la sora sa. Picioarele ei parcă erau din vată, mâinile îi tremurau. Ea se pregătea să se prefacă că nimic nu s-a întâmplat, însă era teamă că vocea și mâinile tremurânde o vor da de gol. Acasă nu era nimeni. Larisa a expirat ușurată, apoi a observat că în coridor și baie lipsesc lucrurile lui. Și-a luat cana preferată din bucătărie, pe care apropo i-a dăruit-o ea. În dulap lipseau hainele lui. El pur și simplu a plecat. A părăsit-o fără să-i spună niciun cuvânt. După 20 de ani de căsătorie, putea să-i scrie măcar ceva pe o foaie. Nu era corect asta. Dacă ar fi plecat mai devreme și-ar fi aranjat ea viața. Larisa stătea în fața oglinzii și se analiza. Riduri, păr cărunt la tâmple. Cine are nevoie de ea acum? Poate doar un văduv. Gata, s-a terminat viața ei, se gândea Larisa. A trecut ceva timp, Victor nu s-a mai arătat și Larisa nu știa nimic despre el. La muncă, într-o zi era un haos total. Undeva, pe o autostradă, s-a întâmplat un accident periculos și erau mulți morți. Au fost aduși la morgă, corpurile lor trebuiau spălate și pregătite pentru înmormântare. Cu asta și se ocupă asistenții. Dintr-o dată și-a dat seama că pe fata de care are grijă a mai văzut-o undeva. Da, sigur, era ea, fără îndoială, amanta soțului. Dar Victor, ce e cu el? I-ar ierta totul într-o secundă. Doamne, doar să fie în viață, să fie în viață. Totul îi va ierta. Așa se gândea femeia spălând trupul amantei sale. Dar ce-i cu asta? În burta ei se mișca ceva. Se pare că fata era însărcinată. Cu ea 20 de ani n-a avut copii, iar cu asta, deodată. Larisa s-a așezat și i-a strâns mâna fetei. Mă doare, a spus amanta moartă a soțului. De la aceste cuvinte Larisa a leșinat. Când și-a revenit, amanta însărcinată a soțului nu mai era acolo. Femeia, neînțelegând nimic, a mers să-l caute pe soțul său. Altcineva se ocupa de trupul lui. El stătea într-un alt compartiment pe o targă mai viu decât cei vii. O cuprindea pe amanta lui și negocia ceva cu șeful, ca să le ofere certificate ca și cum au decedat. Ce se întâmplă aici? A întrebat Larisa uluită. Larisa, îți voi explica totul. Nu e nevoie, a spus femeia și a ieșit de acolo. Ea nu a scris nicio declarație de concediere. Să fie ce-o fi, o vor concedia-o singuri. Nu voia să rămână acolo nicio secundă în plus. Bunicul Larisei era pădurar, locuia undeva departe. Va merge acolo, la el, la natură, departe de oamenii ăștia nenorociți. Va merge în locul în care era atât de fericită în copilărie. Ea și sora ei plecau acolo în fiecare vară. Larisa s-a urcat în tren și doar acolo s-a simțit în siguranță. Ea nici nu voia să știe ce era în capul soțului ei când a planificat acel accident în care au murit și alți oameni. Sau, poate n-au murit, ce fel de jocuri erau astea, ce fel de intrigi. Era de fapt tot una. Îi era frică doar să nu o amenințe vreun pericol, ca devenind martor fără să vrea. Bună ziua, unde este bunicul, adică domnul Constantin? A întrebat Larisa când a ajuns acolo și i-a deschis ușa un bărbat chipeș. Se va întoarce imediat, a mers să verifice hambarul. Apropo, eu sunt Eugen, studentul lui. Eugen era cu 10 ani mai mic decât Larisa, dar asta nu se observa. Prima dată în viața ei a dat de un om cu care era atât de simplu și ușor să comunice. Se înțelegeau din jumătate de cuvânt. Bunicul Constantin doar zâmbea când se uita la ei. Sunt mai mare cu 10 ani, îi zicea Larisa.
Doar cu 10? Mare treabă, îi răspundea Eugen. Dar sunt bătrână, am riduri și păr cărunt. Unde? Nu văd nimic, zâmbea Eugen. Peste jumătate de an, Larisa a rămas însărcinată. S-au căsătorit la primărie din sat, căci oficial era văduvă. Peste un an în familia lor s-au născut 2 gemeni. Larisa nici nu se gândea că fericirea ei adevărată o așteaptă aici, la marginea lumii, în satul bunicului ei. Prieteni, iată, asta a fost istoria noastră de astăzi. Scrieți-ne în comentarii cum v-a părut. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata noile episoade. Pe curând!